Am spălat o pasta cu apă și s-a făcut mâzgă. Un praf alb a acoperit mare parte din localitatea Bărcănești. Localnicii au observat probleme de cum s-au trezit. A, se vede, da. Da, dar destul de mult s-a depus. Am văzut peste tot, dar nu știu de unde e și se întâmplă. Nu știu de unde o fi. Am văzut și noi dimineață, când... și pe cruci la cimitirie. S-a mai întâmplat vreodată să fie așa de mult? Nu. Așa ceva n-am văzut. Am nici copii de la ploaie. Oamenii nu și-au dat seama ce se întâmplă, dar au avertizat autoritățile. Inspectorii gărzii de mediu Prahova au descoperit că o pană de curent a oprit forțat mai multe instalații tehnologice ale rafineriei de la Brazi și au urmat alte probleme. În procesul de repornire, ca urmare a unor defecțiuni tehnologice la sistemul de separare catalizator de gaze arse, acestea nu au mai urmat traseul de filtrare, ceea ce a condus la eliberarea din atmosferă de pulver de catalizator, adică un praf de culoare albă. Timp de câteva ore, până când instalația a ajuns la parametrii normali de funcționare, praful alb a fost răspândit în atmosferă. Ne îmbolnăvim cu praful ăsta. Când m-am trezit de dimineață și am văzut ce este, am rămas fără cuvinte, mai ales mașina lui primă era albă. Garda de mediu Prahova va lua măsuri în urma celor depistate la rafinărie. Cel mai probabil o amendă pentru poluare.